Breaking news, alertă de incendiu în cel mai mare spital din vestul țării. Un apel la 112 a anunțat că miroase puternic a plastic încins în interiorul Spitalului Județean din Timișoara, iar pompierii au ajuns în foarte scurt timp la fața locului. Stăm de vorbă chiar în aceste momente cu domnul Raul Pătrașcu, managerul spitalului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Pătrașcu, pentru intervenție. Ce s-a întâmplat acolo? Bună ziua, într-adevăr, un apel la 112 a anunțat că miroase a plastic încins. Din fericire, colegii de la ISU s-au prezentat foarte repede și alături de specialiștii din unitatea noastră sanitară au făcut verificări detaliate. Le-am cerut expres atât colegilor de la ISU cât și colegilor medii spital să nu lase niciun colțișor neverificat, pentru că luăm foarte în serios aceste tipuri de situații în contextul în care rețelele spitalelor sunt în general întinse la capacitate maximă. Din fericire, până la acest moment nu s-a găsit vreo neregulă și nu este niciun pericol nici pentru pacienți, nici pentru personalul medical. S-au verificat instalațiile electrice, tubulaturile de oxigen și aparatele și totul se pare că funcționează în parametrii normali. Și atunci de unde acest miros puternic de plastic încins? Există zvonuri cum că personalul de pe una dintre secții ar fi prăjit pâine. Colegii mei verifică această informație la ora actuală. Colegii de la ISU deja părăsesc incinta spitalului, având în vedere că nu au găsit nimic. Din fericire, a fost o situație care nu a prezentat vreun pericol și nu a escaladat. Senzorii de fum au funcționat, iar în următoarele zile vom avea detalii complete privind situația exactă de unde a plecat, iar dacă aceasta a plecat de la un prăjitor de pâine, noi vom porni cu siguranță o anchetă administrativă și vom lua măsuri foarte dure împotriva celor care și-au permis ca într-o astfel de situație să facă așa ceva. În calitate de manager al spitalului, ne spuneați că Inspectoratul pentru Situații de Urgență pleacă chiar în aceste momente din spital pentru că instalațiile electrice au fost verificate, nu s-a descoperit niciun fel de pericol. Totuși, ați luat legătura cu medicii, cu cei care se aflau pe această secție până în momentul acesta, astfel încât să primiți și dumneavoastră niște explicații, dincolo de ancheta care înțeleg că e în desfășurare acum? Așa este, bineînțeles că am fost informat încă de la început și am luat legătura atât cu colegii de la ISU, cu colegii de la Serviciul PSI, Protecție de Serviciu Antiincendiu, cu FIR, de asemenea cu firma externalizată cu care avem contract, cu colegii de la Serviciu Tehnic, cu medicii și personalul de pe secție și verificăm acest zvon cum că s-ar fi folosit un prăjitor de pâine. Dacă acest lucru se va dovedi adevărat, consecințele pentru cei care au făcut acest lucru, deși este strict interzis, vor fi drastice. Noi ultima întrebare, domnule manager, de unde a pornit mirosul acesta? De pe care secție? Este vorba de secție de chirurgie plastică și reparatorie a Spitalului Județean din Timișoara. Secția de chirurgie plastică. În momentul acesta, pe secțiile de terapie intensivă, câte persoane sunt internate? Pe secțiile de terapie intensivă avem 55 de persoane internate, atât COVID cât și non-COVID. Dar n-a fost nevoie să se pună problema nici pentru o secundă de evacuare sau de transfer pacienți în condițiile în care ne-ați explicat că nu s-a descoperit absolut nimic? Da, din fericire nu s-a pus problema de evacuare, nu s-a pus problema de relocare a acestor pacienți. Suntem bucuroși că și senzorii au funcționat la parametrii normali, iar atunci planurile noastre, având în vedere toate contingențele și toate detaliile pe care le-am avut tehnice de la fața locului, nu au impus evacuarea de pacienți. Domnule manager, vă mulțumesc foarte mult și vă așteptăm aici în direct și cu concluziile acestei anchete, așadar, la acest spital din Timișoara. Mergem mai departe. Aproape 450 de români bolnavi de COVID au murit în ultimele 24 de ore. Sunt datele anunțate în urmă cu foarte puțin timp de grupul de comunicare strategică. De asemenea, au fost înregistrate 15.261 de cazuri pozitive cu SARS-CoV-2, așadar, în ultimele 24 de ore. Și foarte important, rămâneți alături de noi pentru că vom detalia aceste cifre la ora 13, atunci când primim așadar buletinul complet legat de evoluția pandemiei de coronavirus în țara noastră.